Și iată că în momentul acela Dumnezeu nu aștepta de la Adam nici cădere, nici ridicare. Aștepta cuvântul iartă-mă. Deci ceea ce înseamnă Dumnezeu este lumină și iubire. Toată teologia părintelui Stăniloae, toată dogmatica creștină și ortodoxă. În clipa în care Adam spunea iartă-mă, era iertat satana, crăpa și rămânea veșnic satana. În clipa în care femeia spunea iartă-mă, era iertată și ei rămâneau veșnic rai, n-au putut spune acest cuvânt, ci au completat înaintea lui Dumnezeu, cum facem și noi la spovedit. Soțul meu e de vină, soția mea e de vină, rudele mele sunt de vină, șeful de la servicii e de vină, ca și cum Dumnezeu pe toți a creat răi, numai noi suntem cei buni. Și iată, asta este dialogul și rădăcina satanii în univers. Pentru că din clipa din care omul a căzut din rai, omul strămoșul nostru Adam s-a și răzvrătit împotriva diavolului pentru totdeauna. Deci el și-a dorit unirea cu Dumnezeu la modul cel mai categoric. El n-a mai glumit de-a dumnezeirea. Dar satana știa că omul odată ajuns acolo din nou îi poate pricinui lui rușine înaintea lui Dumnezeu, pentru că și el participase la căderea lui. Și atunci Dumnezeu a pus strajă la rai și a spus, ai să mai intri aici în pământul din care ai fost luat și te vei întoarce în pământ, că pământ ești. Dar numai după ce îți vei ispăși păcatele, adică cum? Prin sudoarea frunții, prin naștere de fii, prin suferință, prin greutate, prin lucrarea pământului, prin spini și pălămidă și așa mai departe. Și atunci Adam a fost supus unei cazne pe care a îndeplinit-o cu tot stoicismul, ca drept dovadă că el a fost unul din aleșii oameni ai Vechiului Testament. Deci noi pe Adam îl vedem ca un sfânt, nu-l vedem ca un păcătos. Pentru că în momentul când Hristos a înviat, n-a dus în rai arhiereii Vechiului Testament sau tot poporul iudaic. Nu. A luat pe Adam și pe Eva, cum spunem binecuvântările Evei. Cel ce pe Adam și pe Eva i-a izbăvit și a șters lacrimile Evei și la bucurie iarăși i-a întors. Ei, în clipa în care Adam a pregustat din nou raiul, vă dați seama că el n-ar mai fi stat niciodată de vorbă cu diavolul, dar i-a trebuit 5.000 de ani să vadă prăpădul lăsat în urmă. Ei, acest prăpăd l-a lucrat satana nu numai prin Adam, ci prin toți urmașii lui. Și ca drept dovadă că satana a urât omul și a încercat să-l bage cât mai afund față de Dumnezeu creatorul lui, a și trecut la fapte concrete. Cât avea Adam? 2 fii, Cain și Abel. Unul păștea oile, unul îngrija pomii. Și ce a făcut? Au dus jertfă la Dumnezeu pe altarul de piatră. Unul a dus ce avea mai rău, că era hapsân agronomul, celălalt oier a dus ce avea mai bun. Și s-a răzvrătit unul împotriva celuilalt. De ce să ducă ăsta bun și eu rău și Dumnezeu să-l vadă tot pe el bine? Cum facem noi astăzi? Dar de ce să fie ăsta credincios și nu-l trag eu la rele? De ce să meargă ăsta în rai și să mântuiască, să nu-i fac eu rău să-l trag de acolo? De ce să fie ăsta corect când pot să-l învăț eu strâmb? Și atunci a dat cu parul în cap și l-a omorât. Iată, legea justiției a apărut pe pământ din clipa în care primii doi oameni, cetățenii unui univers nemărginit de pământ, s-au omorât între ei. Nu că nu încăpeau, nu că nu le ajungea, nu că nu aveau. Pentru că pământul era deja înzestrat. Pământul, chiar dacă a avut acea stare adamică de cădere, natura s-a degradat, dar ea a rămas triumfătoare, pentru că era creația lui Dumnezeu. Dar era în sprijinul omului, cu peile de oaie se îmbrăca, cu laptele se hrănea, din pământ își câștiga pâinea, deci pământul, sub stăpânirea omului și grija lui profundă, își dădea roadele, cum face și astăzi agronomul și zootehnistul. Dar asta nu înseamnă, deci asta nu înseamnă că dracul și-a uitat menirea. Deci el, de 5108 ani, a stat și a muncit ca un bivol la căderea neamului omenesc. Deci din cădere în cădere, din greșeală în greșeală, așa s-a ajuns la Sodoma și Gomora, așa s-a ajuns la greșeala lui Lameh însurat cu două femei, așa s-a ajuns la Hanan, fiul lui Ham, din care ieși popoarele păgâne, așa s-a ajuns la Ismail, din care au ieșit musulmanii și așa mai departe. Dar satana și-a lăsat și el pe pământ 3 mari virtuți. Dacă Dumnezeu a lăsat credința, nădejdea și dragostea, satana a adus lenea, uitarea și trândăvia. Deci nici el n-a venit și el cu 3 uriași ai sufletului. Și care este rolul satanei? Ce spun Sfinții Părinți dacă citim cu atenție? Mintea-i podul dracilor. Prin minte se trece la suflet și la inimă. Mintea este ca o ceară. Ce vine? Dracul vine și ștampilează pe ea tot ce vrea el și pune acolo. Omului rămâne rațiunea dumnezească să aleagă binele și rău. Și asta se cheamă lucrările minții. Nu stăm să intrăm, că e alt subiect.
Dar în clipa în care tu nu știi să-ți stăpânești gândurile și te-ai lăsat purta de dragi, vine a doua etapă care îi place lui Satana de minune, imaginația. Și din imaginație înveți să faci perversiuni sexuale, din imaginație înveți să te droghezi, din imaginație înveți să ucizi, din imaginație înveți să devii satanist, din imaginație înveți să-ți placă să curgă sânge, din imaginație înveți să fii sadic, din imaginație înveți să fii criminal. Toate vin din imaginație. Și vedeți că Satana lucrează la această imaginație. Ce numim noi mass media? O imagine permanentă a unei lumi de consum, da? Ce dorește mass media lumii în clipa când vrea să o distrugă? Filme cu dezmăți, filme cu bătăi, filme cu ucideri, filme cu crime, filme cu apartamente bombardate, cu mașini explodate, cu oameni care se bat între ei, să ucid, să taie, să împușcă. Deci, iată imaginația. Deci, nu este numai una de natură gândită, deci numai una de natură rațională, ci este și una de imagine reală, o hologramă. Că ce poate fi un film decât o hologramă? Deci este o preînchipuire a unui subiect. Și spun foarte frumos psihanaliști, psihologii, asistenții sociali, psihiatri: domnule, noi dăm aceste filme ca lumea să scoate esența binelui, dar întâmplarea face că dacă ai fi un psiholog, analist creștin cu adevărat, ai vedea că un film are un gram de bine într-o tonă de rău. Și atunci mie nu mi-este nevoie să urmăresc un tonaj de imagine proastă pentru un gram de esență bună, pentru că eu gramul ăla pot să-l iau din Scriptură. Cercetați Scripturile și veți avea în voi viață veșnică.